Târgoviște a găzduit calificările naționale pentru etapele mondiale și europene la campionatul IDO World Championships Ballet, Jazz, Modern și Dans Contemporan. Competiția a fost organizată de profesor coregraf Daniela Rotari și a atras un juriu de excepție. Astăzi, pe 22 iunie 2024, la Târgoviște are loc calificarea națională la competițiile europene IDO și mondiale IDO pentru categoria Performing Arts, Acro Dance, Show Dance, Ballet, Dans Contemporan. Avem un juriu deosebit astăzi alături de noi, care deja sunt la a doua prezența lor în acest oraș, în Târgoviște, la a doua calificare. Una a fost în anul 2023 la stațiunea Târgoviște și acum în 2024 o să organizeze o altă calificare. Eu sunt președinte departamentului IDO pe Performing Arts și pentru că îmi desfășor activitatea de atâția ani în Târgoviște, am hotărât să promovez acest oraș prin cât mai multe evenimente frumoase și unul dintre ele este această calificare care a adus foarte mulți dansatori din toată țara. Bună ziua, mă numesc Alin Gheorghiu, sunt directorul Baletelor Operei Naționale București și astăzi, la invitația doamnei Daniela Rotari, colega mea de facultate, sunt în juriu la IDO pentru calificările Slovenia, Polonia și ne așteptăm la un concurs de înaltă calitate și înaltă ținută, cu copii buni. Îi invităm pe toți părinții să-și îndrepte copiii către cultură, către artă, către sport. Bună ziua, mă numesc Cănilă Bogdan, sunt prim solist al Operei Naționale din București și mă aflu aici în calitate de jurat al competiției IDO. Mulțumesc doamnei Daniela Rotari pentru invitație și încredere și doresc copiilor multă baftă. Sunt Izabela Bostan, coregraf și gimnastă și sunt lector universitar la UNATC București. Am revenit astăzi la IDO pentru a revedea copii și a vedea copii noi și sperăm să fie din ce în ce mai înaltă ținută festivalul și vă așteptăm cu drag de fiecare dată la acest festival pentru că merită, pentru că avem nevoie de cultură. Și sperăm ca în viitorul foarte apropiat Târgoviște împreună cu doamna Daniela Rotari să fie un punct de referință în istoria dansului. Le doresc tuturor succes astăzi, să fie un concurs corect, să dea tot ce mai bun, iar pe târgovișteni și pe copiii târgovișteni îi invit și îi rog să vină să se înscrie la secția de coreografie, care s-a deschis anul acesta la Liceul de Arte Bălașa Doamna. Este primul an. Admiterea și testul de aptitudine se dau miercuri pe 26 iunie la ora 9 la Liceul de Arte Bălașa Doamna. Mai multe informații le pot afla la Secretariatul Liceului de Arte Bălașa Doamna sau pe site-ul Liceului de Arte Bălașa Doamna. De la Club Sportiv Kids Acro, Eva Stancu, referanță locul 5. Pe locul 4 s-a clasat Maria Boldiger, cu dar nu mai pură. Și acum ne îndreptăm atenția către podium. Pe locul 3, Maria Damian.